Victorie pentru CSM Focșani în întâlnirea cu CSM Bacău astăzi din etapa 8 a Ligii Naționale de Handbal Masculin, 34-29. Dalibor Ciutura, antrenorul lui CSM Focșani, este lângă noi. Cum a fost această partidă, având în vedere că băcăuanii au făcut egal etapa trecută cu Dobrogea Sud? Da. Noi am vorbit și am povestit la băieții că e o echipă din Bacău o echipă incomodă, foarte incomodă, zic, cu interi mici, cu o apărare foarte deschisă. Că, per exemplu, Dobrogea Constanța a avut multe probleme și la sfârșit a avut egal. Dar, oricum, eu sunt foarte, foarte mulțumit că Veția a ieșit foarte serios din minutul 1. Am vrut să demonstrez că aici rămân 3 puncte și așa a fost. A jucat aproape toată lumea, ce e foarte important. Oricare a intrat, a demonstrat, a dat un plus la jocul și acum ne așteaptă ceva frumos la weekendul. Sâmbătă și duminică, da. Cu Kergen în cupa EHF. Da. Cum sunt aceste două meciuri? Cum le pregătești? E greu. Mult mai îndignăm că antrenăm. Că avem aproape 5 meciuri în o săptămână. E greu să pregătești. Ne trebuie foarte multă odihnă, puține antrenamente și avem două meciuri. Va fi foarte greu, o echipă nu cunoscută pe noi, dar noi am văzut pe video niște meciuri. I-ați studiat, da. I-am studiat și cred că avem mare șansă să trecem pe asta, turul 2. Și CSM Focșani să ajungă în turul 3 al cupei EHF, ar fi o realizare pentru echipa focșaneană? A avut un vis anul trecut. La sfârșit sezonul, că se putea, hai să încercăm. Asta visul acum e realitate și trebuie să ne bucurăm de că echipa de Focșani a intrat în Europa, pentru suporterii, pentru oraș, pentru toată Vrancea, cred că e foarte important. Felicitări pentru victoria din această seară și baftă sâmbătă și duminică. Mulțumesc. Lângă mine este Eduard Iordachi, unul dintre marcatorii formației băcăoane. Cum a fost în această seară la Focșani? Bună seara, în primul rând. A fost o deplasare foarte grea, după cum ne așteptam. Venim după un meci greu cu Constanța, disputat duminică, în care în formula de 6 jucători am dus 60 de minute Constanța. Astăzi, miercuri, iată-ne aici, în aceeași formulă, fără domnul Sandu Iacob pe bancă, 60 de minute, ducând meciul la bun sfârșit. Felicit colegii mei pentru munca depusă, am alegat timp de 60 minute foarte bine și prin această cale vreau să-mi felicit propriii mei colegi și în ultimul rând echipa din Focșani, care a fost foarte bine pregătită în această seară. Ați crezut că veți scoate un punct după egalul cu Dobrogea Sud? Da, speranțele noastre au venit odată cu punctul de la Constanța, am venit aici pregătiți, bine montați, am avut puțin timp în a pregăti meciul din această seară. Știam că ne așteaptă o deplasare grea, am dat tot posibilul, din păcate n-a fost să fie. Etapa viitoare aveți un meci mai ușor acasă cu Universitatea Cluj-Napoca? Da, într-adevăr, trebuie să obținem cele 3 puncte, să ne salvăm de retrogradare. Asta este principalul nostru obiectiv la ora actuală. Mulțumim, Eduard, și baftă în continuare. Vă mulțumesc mult, o seară bună în continuare. Victoria așadar pentru CSM Focșani în întâlnirea cu CSM Bacău, 34-29 pentru focșeneni. Andrei Drăgan, din nou în această seară, ai jucat destul de bine. Cum a fost întâlnirea cu băcăuanii? Da, am jucat foarte mult timp la Bacău, este ca și o casă pentru mine. Știam că o să întâlnim o echipă foarte bine pregătită, chiar dacă sunt foarte puțini, știam că o să fie o echipă care se bate. Și chiar așa a și fost și ne-au făcut meciul foarte greu. Mă bucur în schimb că am plecat cu toate punctele și așteptăm să avem întâlnirea cu cei din Luxemburg. Sâmbătă și duminică, două meciuri de foc. Da, foarte grele, așteptăm, sperăm să ne ducem mai departe pentru publicul ăsta minunat. M-a încurajat și în această seară de la din minutul 1 până în minutul 60. Da, publicul ăsta minunat merită tot efortul nostru și toată lupta pe care o dăm pe teren. Mulțumim, Andrei, baftă și să fie cu succes în întâlnirile cu formația luxemburgheză. Mulțumesc, la revedere. Lângă mine este Alexandru Axinte, fost la CSM Focșani, actualmente la CSM Bacău. Știați publicul, știați echipa noastră, cum a fost la Focșani în această seară? Bună seara, înainte de toate, mă bucur să vă revăd.
cum să fie, așa cum ne așteptam. Știam că va fi un meci greu, cunoaștem foarte bine echipa din Focșani. O felicit pe această cale pentru victoria obținută, pe merit, e o echipă închegată și abia aștept să-i văd evoluind și în competițiile europene. Le doresc baftă sâmbătă și duminică la meciurile ce urmează. În ceea ce privește meciul de astăzi, noi am încercat să facem maximum din ce am putut. Sunt aceiași băieți cu care am făcut egal cu Constanța cu câteva zile. Etapa trecută. Da, cu câteva zile în urmă. Sperăm să se recupereze în perioada asta până pe 11 noiembrie, la următorul meci. Și o să... Universitatea Cluj, acasă, nu? Da, da, da. Și după asta o să urmeze iar un meci greu cu Timișoara, la ei. Dar ce pot să spun? Eu le mulțumesc băieților că încă stau în picioare, pentru că la un interval așa de mix ai 7-8 băieți care aleargă 60 de minute, nu e tocmai ușor. Tocmai de aceea eu sper că echipele au dat dovadă de, știu eu, maturitate în joc și seriozitate în decizii, că publicul a fost mulțumit de ceea ce au văzut în teren, pentru că cel puțin ai noștri au încercat să facă maxim de ce pot. Și ce pot să spun? Baftă băieților de la Focșani în continuare și sper ca noi să ne reîntregim echipa cât de repede posibil. Mai avem covidați, avem accidentați, avem fără acte finalizate, mai sunt. Astea sunt problemele, așteptăm să se rezolve. Vă mulțumim mult și baftă în continuare în acest campionat. Vă mulțumim, bună seara, numai de bine.